m-am făcut să meargă camera, că nu mergea cu o secundă și aveam așa o poftă să joc No Pro Hacker. Bine, așa poftam de No Pro Hacker, încât nu o să joc un episod, o să joc două episoade. Unul pun azi, adică acum, când vedeți voi, și unul pun mâine să fie, vom vedea. Veniți voi aici cu Life Forță, dacă v-a fost dor de No Pro Hacker. Și astăzi jucăm, bă, jocul ăsta, mă jucam un joc și mi-a dat reclamă la el și mi-a plăcut foarte mult. Să vedeți, cumpăr aici un ce asta, un băț și dacă dau go, practic, ne facem aici un arc și cu acest arc trebuie să câștigăm, cam asta e faza. Numai că trebuie să dai o grămadă de upgrade-uri, numai că am găsit o chestie la jocul ăsta. De exemplu, dacă dau aici, pot să iei, practic am un două upgrade-uri, stai puțin că la început începe așa ușor, e bine să iei toți banii, cât mai mulți bani, cred că ar trebui să joc cu dreapta, cu stânga e cam greu. O, nu, nu spune că nu pot să iau. Ai de mine, n-am putut să iau chestia aia. Claim. Așa, și acum practic avem două bețe, stai să țin mâna dreaptă, că dreptași până la urmă. Și acum dăm upgrade și ne facem o săgeată mai puternică. Știți jocul ăla care trebuie să faci săgeată mai puternică, arcul mai puternic și alte chestii. Ia să vedem, dăm aici așa. Și acum săgeată ceva mai puternică. Și aici avem coadra ca să dăm cu așa și dacă pot să oprești ăsta. A, n-am putut. Faza este că în jocul ăsta este un fel de bug în care practic poți să iei amândouă upgrade-uri. Adică practic poți să bă pe ăsta. Adică, practic, poți să iei și quadra și triple, poți să iei toate buff-urile, numai trebuie să ai și puțin așa noroc, vă arăt imediat. Facem așa ca să luăm toți banii. La început, asta este că poți să ajung la aia din față. Primul meu chest, oare ce îmi dă? Îmi dă multiplicator X2, reward, X2 buff. Practic, înseamnă că o să am două săgeți, sau care e faza? Cumpărăm săgeți și vom face o săgeată mai puternică. Suntem deja la săgeata de... aur, nu, steel, de oțel. Ok, e destul de fain săgeata de oțel. Mergem go. Și ce chestia asta? M-a dat două săgeți, un fel de ruletă, ce asta? Ok, acum îl vom bate pe ăsta. Nu e obligatoriu, dar ne dă bani. Aici am învățat o șmecherie. A, dar n-am putut. Uite, de exemplu, dacă aș putea să iau triple-ul, pot să iau și quadra, să vedeți, și quadra și triple-ul. Nu, sau n-am numai unul. Am luat triple-ul. Cred că am luat triple-ul. Am făcut o prostie aici. Stai puțin. O, nu. Nu știu, m-am jucat jocul ăsta cred că vreo 10 minute și după aceea am dat de la început ca să joc pentru voi. M-am jucat vreo 10 minute singur așa, stând pe canapea. Bă, și numai săgeți mechere și numai arcuși mechere. Acum când mă joc, nu știu ce se întâmplă. Bă, parcă jocul s-a prins. Bă, ăsta are experiență. S-a fost atunci mai noroc, atunci habar n-am. Va trebui să îmi cumpăr un suport de telefon care să stea aici. Ok, aici ce vrem să facem? Vom merge desigur cu triple-ul. Așa, bate și aici vom merge cu viteza, în loc de multă viteză, aici așa mai multă viteză. Faza este că în jocul ăsta, cu cât ai săgețile mai bune, cu atât poți să-ți dai upgrade la arc. Și acum să-i batem pe ăștia că ne dă bani și vrem bani. Uuu, bă, ce-i ăsta? Fortnite, ia uite și tu. Trebuie să-l las să nu mă ating ăștia. Ok, asta trebuie să dau 5 săgeți și nu știu dacă pot să-l bat pe ăsta. Are cam multă viață. Să mi-l luau reclamă ca să-l bat. Am dat pe reclamă! Cadouri! Ce-mi dau cadourile astea? Săgeți! Și vom face așa. Așa, hai să facem motorul la săgeată. Săgeata de foc sau de aur. Extra rewards, le vrea. În care mi-a dat săgeți din astea. Nu știu cele mai bune săgeți. Aproape când pare rău că m-am uitat la ea. Trebuie să mă uit la reclame când sunt mai bune reclame. Upgrade la asta de foc. Îmi dă două, bun. Arcul este la nivelul 2, după cum vedeți. Trebuie să bat pe ăsta, cred. Ok, aș mi-a dat chestia asta. Mi-a dat, cum se cheamă? Mi-a dat un ajutor, cum ar veni. Ok, trebuie să avem viteză cât mai mare. Și o să mă ducem la viteza asta cu 5. Așa, și acum trebuie să batem astea. Pentru că dacă le batem, o să-mi dea coada. O să ai ce țintă rea. Bun, penta, te rog, penta. Penta! Bun, și batem pe ăștia. Că o să ne dea un atac puternic dacă îi batem cât mai mulți dintre ei sau pe toți. Bun, dăm atacul puternic. Acum! Bun, perfect. Și acum, în scopul ăsta, la cum am eu upgrade-ul ăsta, nu o să pot să ajung până în față, cred. Sau? Cum am ajuns? Și am luat triple. X3 buff, e permanent? Pentru că banii is always with you. Dacă mi-l iau reclamă, îmi dă asta pentru totdeauna. Nu știu la ce mă ajută, dar mai bine să primesc orice ajutor pot. Și eu cred că e interesant. Eu practic mă uit la reclamele astea de aici, vedeți cum este jocul ăsta și în funcție de asta văd de ce joc să joc. Mă, jocul ăsta nu pare rău. Scrieți în comentariu dacă vreți să-l jucăm. Practic, trebuie să-mi fac o armată și să protejeze zombie. Pare cam simpluț el așa, dar nu știu, mă atrag jocul ăsta. Nu știu, îmi plac să fac așa strategii, să ajung la ultimul nivel. Unele înaintez foarte, foarte repede, altele cam încet.
Ok, mi-a dat pe Angel of Savior și ci că ăsta o să mă ajute aici, facem un upgrade. Ok, lăsăm așa, go. Dacă primim un buff, buff-ul am ajuns la 3, înainte eram la 2. Opa, ăsta e cel mai tare buff, că am luat până acum 3 la fiecare, bun. Oh! Bun, hai să vedem cum ne surcăm. Deci aici dacă dăm upgrade, ne mărește, ne mărește săgețile. N-am putut decât de 3, nu contează. Așa, o să dăm aici cu speed 20. Și sper să reușim să mai facem aici, să mărim săgețile. Hai că poți. 3, hai 4. N-am putut la 5, dar e bun și 4. Aici dacă reușim să facem un upgrade puternic. A, n-am cum, că n-am destul de puternic. Adică îl fac, dar nu fac la maxim. Cred că reușesc un pent aici. Ia să vedem. Penta, penta, nu cred că pe mai mult. Penta, perfect. Și am mai bat pe ăștia, că ăștia ne dă un fel de atac puternic. Da, cam slăbuți, cam slăbuți. Dă-i atac puternic. Și acum aici e important să iei cât mai mulți bani decât să dai upgrade. Adică mă duc acum în față, că nu mai pot. Nu o să-mi bat recordul. Din păcate, nu m-am bătut recordul. 570 de bănuți, ceea ce e foarte bine. Că ne putem lua din ei chestii. Ok, ne putem... Oh, l-a apărut shop aici. Bine, dar la shop nu m-a chestii să cumper. Ăsta deja l-am, pe torul unlocked. Aici să cumper chestii. Skip it, să scape reclame și să cumper mai mulți bani. Ok, cam asta e faza. O să cumpăr câte din astea îmi permite. Bun, și mai dăm câteva upgrade-uri. Așa. Mărim asta. A, de fiecare dată când mărește asta... Mă, nu. Perfect. Hai să vedem acum ce ne pică. Noi acum avem slotul cu 3. Trebuie să facem cu 4. Full slot buff. Nu-l avem. O, mi-a dat numai dublu la ăsta. Na, trebuie să ai destul mai puternice ca să-ți faci arcul cât mai puternic. Avem un arc binișor acum. Nu știu la ce mă ajută petul ăsta când îl avem. Flame, triple. O să merg pe flame să văd ce se întâmplă. Vreau și triple. Oh my god, am luat, asta am vrut să zic. Am luat și flame și triple. Ați văzut? Pot să iau amândouă buff-uri. Nu știu cum e jocul ăsta. Dar pot să păcălești puțin jocul, să le iau, bat pe ăsta. Așa, și bat pe ăsta. Așa, pazi, ți-i pun pe ăștia în față ca să nu-i chestia asta. Poate reușesc un penta, te rog. Penta, bun. Ok, batem pe ăștia. Am luat și frame și triple, de asta ziceam. Și acum un atac puternic, te rog. Haide. Bun, luăm aici cât de mulți bani putem, cam asta e ideea jocului. Așa. Și la un moment dat când simți că nu mai poți, merge aici în față, măcar să ne batem recordul, ca să nu înseamnă că suntem mai puternici. Mă, suntem puternici cu un nivel, practic. O să vedem, primim aici bănuți destul de mult. Destul de mulți bănuți. Faza este că noi vrem să ne upgradăm cât mai mult săgețile. Vedeți, aici am 11 din 40. Dacă nu-i dau o reclamă, ne dă arc mai puternic. Începe cu un arc mai puternic, deci fiți atenți. Arcul maxim, cred că e de 4 stele. Al nostru are 0 stele. Putere 5 și viteză 3. Dacă dăm un upgrade, permanent, o să ne dea putere 9 deci și viteză 8. Deci aproape dublu, merită. Și reclamele astea, când mă uit, văd și jocuri, ce mai sunt. Jocul ăsta nu știu dacă îl vreau, dar mă uit la reclame, mai îmi vine așa idei de jocuri, ca așa unde le caut pe net. Că mă las întreba, Feliz, dar cum găsești jocurile? Păi când mă uit la o reclamă, când mă joc un joc, îmi dă jocul ăsta cum ar veni. Și în jocul ăsta nu știu ce trebuie să faci. Să-i arzi pe ăștia, că nu știu ce se întâmplă. Dușmani, trebuie să-i arzi sau să nu-i arzi, cam... Asta e faza. Unele jocuri sunt așa de fain și de interesante și altele te uiți la ele și te gândești, bă, mi-ar place să joc asta. Ok, arcul permanent, super tare. Și acum, vedeți aici, arată 11 din 40. Dacă dau 12 din 40 tot așa, practic, la 40 din 40, o să putem să ne primim săgeți mai bune, practic. Cam asta e faza. Așa. Practic, vrei săgeată cât mai puternică. Ok, așa le avem în momentul de față. Dăm go. Avem multiplicator X3, ne-o dat aici foarte bine. Ar trebui să fim mai puternici, deoarece arcul, da, e arcul mai puternic acum. Bun, o să dăm quadra. Ok, și o să dăm aici viteza. Am luat double în loc de quadra, acum am înțeles cum funcționează. De exemplu, dacă tu iei quadra, dar după iei double-ul sau triple-ul sau ceva, da, am sfeclit-o aici. Recunosc că aici am sfeclit-o. Aici s-ar putea să ne batem cu un boss, s-ar putea să nu reușim. Vedem noi că e boss-ul acolo în față. Faza este că boss-ul ăsta... Oh, de data asta îl bat. Da, de asta s-a-l bat. Da, trecută nu l-am bătut. Deși ei zic că dacă te uiți la o reclamă... Mă, asta de foc e permanentă. Fire buff! Ok, și niște cadou așa frumoase am primit aici așa. Care sunt foarte binevenite. Și dăm aici câteva upgrade-uri, ia să vedem. Facem asta de foc. Opa, trecem la Star Arrow. Este de stea, dar pare mai mult să fie de bomboană. Ok, și punem aici și una aici. S-a mărit ăsta cu 4 buff-uri și acum avem buff-uri și de foc! Oh my god, avem la toate buff de foc! Ok, acum să fim atenți. Ok, se batem pe ăștia. Dar de fapt vreau să dau upgrade-ul. Fiți atenți, dacă dai la upgrade, îți faci asta mai puternic. Oh, și acum avem neapărat quadra, sper să reușesc să-l iau. Așa, quadra. Oh, dar greu le iau.
Ok, iau quadra, iau viteza asta. Și mai batem pe ăștia. Și prea mă interesează așa de mult. Ok, și mai batem pe ăștia. Ceea ce observ la jocul ăsta că sunt cam scurte nivelele. Sau nivelele, cum se zice. Mi se pare că sunt foarte scurte. Voi ce ziceți? Mi se pare că sunt foarte scurte. Am luat aici destul de mulți bani și aș mai merge în față. Îmi bat recordul. Ok, avem niște bănuci. Și din bănuții ăștia mai punem niște upgrade-uri. Nu mersi. Nu mersi. Așa. Bun, o să facem niște săgeți aici. Așa. Mai bine o să le pun așa să avem 4 decât să le dau upgrade. Sper să-mi pice buff-ul cu XT și cu foc. Ia să vedem. X2 și foc. E bine și așa. Măcar un picat ăla cu foc. Bun. Și acum să fiu atent ce să fac. Deci aici, asta vreau să fac pentru că îți dă mai multe săgeți. Ok, 3, 4, n-am reușit la 5, dar avem și 4 săgeți. Upgrade-uri. Multe upgrade-uri. Și aici, dacă am noroc, să dau un pentakill, cum ar veni. Ia să vedem. Așa. Așa. Să vedem și aici. Opa, 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 că deja nivelele grele. Ia să vedem ce avem aici. Oh my god, cu 6. Ia uite că-i bat pe toți ăștia. Doamne, că-mi face și lag telefonul. Ok, și acum, acum cred că pot să-mi bag recordul. Bine, cred că pot să-mi bag recordul din prima. Nu asta e problema, dar ar trebui să stau numai în față. Uite, vedeți, stau, dacă stau aici în față, cred că pot să-mi bag recordul. Cum nu pot să-mi bag recordul? Ok, avem o grămadă de bani. Și o să ne mai cumpărăm o grămadă de bețe. Pentru că ne ajungem să facem 40 din 40. Să facem upgrade-uri. Așa. Și asta le facem așa, și asta le facem așa. Cred că e cel mai bine. X3. Ia să vedem foc. Oh, ducem bine, upgrade-uri bune. Oh my god, stai, o să fim puternici acum. E și un nivel greu. Ok, o să mă duc aici așa. X3 săgeți, X4 săgeți, nu știu, X5. Îi batem pe ăștia pe toți. Și aici o să fie bătaie cu bossul. O să fie greu, nu știu dacă pot să-l bat, dar măcar luăm... Oh, câți bani luăm! Oh my god, o să upgrade-am foarte mult. O să fie greu de bătut bossul. Money sau money? Money! Și eu și pe ăștia. Ok, ăsta e nivelul fain cu bani. Nivelul de bani, favoritul meu. Îl iubesc. Bun, găleată cu bani. Oh my god, multiplicator. X3, 2600. Oh my god. Oh my god. Bă, jocul ăsta zici că e Pokémon. Serios, face reclamă la o chestie, dar zici că e Pokémon. Bine. Nu e Pokémon? Și nu prea ca și Pokémon. Apropo, vreți să mai jucăm Pokémon? Că nu mai jucat Pokémon de ceva timp și poate... Mi-e cam poftă să joc Pokémon. Asta zici că e bine, pare, o pus Pokémon, Squirtle și pe ăsta cum îl cheamă, dar nu e jocul Pokémon, practic. Ok, și acum dacă dau, 36, 37, 38, 39, 40, ok, toate săgețile, bine, costă dublu. Păi dacă costă dublu, ce afacere am făcut? Dacă costă dublu, n-am făcut nicio afacere. Păi costă dublu! Costă dublu, eu am crezut că nu o să coste dublu. Costă dublu, nu e așa de forță. Hai să cântim toți banii. Ok. Facem aici săgeți puternice. Așa. Ok. Practic aș putea să fac motor nivel de săgeată. O să fac. Că este boss level. Săgeată de gem. Bun, hai să vedem cât de tare este. Un multiplicator ne-ar trebui neapărat. Foc la asta. Slab. Și suntem boss battle. Ok, hai să ne uităm la o reclamă. Ne uităm la o reclamă ca să ne dea săgeata mare, pentru că altfel nu cred că îl batem pe boss. Ce șuc asta? A, jocurile alea. Bă, jocurile astea, am încercat și o să instalez un din ăsta. Nu prea se întâmplă așa cum este în joc. Adică reclama e de un fel, dar în joc se întâmplă altceva și... Na. Okay, o să dăm aici pe quadra, avem săgețile mai mari, ok. Și dăm pe viteza. Și dăm pe viteza asta. Și dăm pe upgrade să ne facem upgrade-ul marcul, dacă reușim. Da, perfect, așa trebuie să-i bat ușor. Faza este că o să ne batem cu bossul și nu știu dacă suntem destul de puternici. Poate noi tot la reclamă să fim destul de puternici, nu știu dacă pot să bat pe boss. Ok, super, super tare. Avem un upgrade nou. Așa. Poate ne pică, ce face upgrade-ul? Oh my god, ne dă upgrade de gheață la toate astea. Deci avem upgrade de gheață și la asta cu foc. Ia să vedem, trebuie să bat, îi dau asta. Mâncează viteza în momentul de față. Așa. Quadra. Așa. Nu știu ce face upgrade-ul ăsta de gheață. Trebuie să dăm asta cât mai mult. Ca să dăm, luăm upgrade-ul la maxim. Ok. Eu luăm asta de viteză. Și asta tot ultima trebuie să o rezolv. Bun. Îi bat pe ăștia. Și ce ne dă aici? Un penta, nu? Poate trebuie să mai mult de penta. Nu penta, hexa. Dăm cu 6 săgeți. Și avem deja 4. Cât dăm cu 24? Oh my god. Dăm cu 4 săgeți, dacă vine să credeți. Uite, terminăm pe toți.
Așa, și aici? Aici o să vreau să văd cât de tare merg în față. Deci, pur și simplu, nu mai mișc stânga dreapta, mișc doar în față. Vedem dacă ne batem recordul. Bă, n-am reușit acum să bat recordul! Nu, nu vine să cred! În jocul ăsta, cred că trebuie o lună să mă joc ca să ajung să am arcul la nivelul maxim. Oricum, mi-a fost foarte dor de un nou pro hack. Ideea să jucăm genul ăsta de joculețe, scrieți-le în comentarii, veniți cu like cu forță și ne vedem data viitoare. Pa, pa!